Renato Usată, cel care a ocupat locul 3 în primul tur al alegerilor prezidențiale, fiind votat de 13,7% din alegători, a declarat că nu va susține niciun candidat în turul 2. Asta după ce în 2016 l-a susținut pe socialiștul Igor Dodon, iar în 2020 pe candidata PAS, Maia Sandu. Ce poziție au ales alți candidați la prezidențiale, vedeți în continuare. Eu, Renato Usată, personal, nu voi vota niciun candidat. Dar în același timp vreau să menționez faptul că eu nu am dreptul să decid ce să facă cetățenii țării noastre. Și cei care m-au votat pe mine și cei care au votat alte partide politice. Fiecare cetățean trebuie să-și asume responsabilitatea personală pentru alegerea și votul său. Tot astăzi, candidata independentă Irina Vlah, care s-a clasat pe locul 4 în primul tur al alegerilor prezidențiale, acumulând 5,44% din voturi, a publicat un filmuleț în care și-a îndemnat susținătorii să nu o voteze pe Maia Sandu. Aceeași poziție a prezentat-o într-o postare pe Facebook și Vasile Tarlev, care a candidat din partea formațiunii pentru viitorul Moldovei și a obținut 3,2% din voturi. Ieri și candidata Natalia Morar și-a îndemnat alegătorii într-un video pe YouTube să voteze împotriva Maiei Sandu. La sfârșitul săptămânii trecute, liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, Ion Chicu, a făcut un anunț similar, pe când Andrei Năstase a lăsat să se înțeleagă că nu va susține niciun candidat care a trecut în turul 2, iar Tudor Ulianovski a cerut opinia susținătorilor săi și nu a dat un nume concret. Am stat de vorbă cu reprezentanți ai ambelor tabere, dar și cu cei mii de susținători ai echipei noastre. Ei nu știu pe cine să voteze în turul al doilea, fiindcă s-au săturat să fie forțați să aleagă răul cel mai mic. Mulți nu vor să iasă la vot. Tot ceea ce se întâmplă demonstrează foarte clar că Republica Moldova are nevoie de o alternativă reală, o forță politică nouă, pro-europeană, condusă de un lider capabil să ne unească, nu să ne dezbine. Candidații Octavian Țicu și Victoria Furtună nu au anunțat deocamdată pe cine vor susține în turul 2 al alegerilor prezidențiale.